Vreau să vă mai în legătură cu proiectul de lege care l-am în fața mea, la pagina 6, la articolul 5, articolul 15, aliniatul 5, scrie imprimarea se realizează pe hârtie care conține elemente de siguranță. Aș dori să știu și eu ce elemente de siguranță conține acea hârtie. Pentru că este foarte neclar, nu se dau niciun fel de date. Poate știe cineva care sunt elementele de siguranță de pe această hârtie? Probabil că nici nu s-au stabilit încă. Pentru că cred că este un detaliu foarte important. Serios, am o listă cu elemente care evită diversele falsificări, fraude și votul multiplu. Deci, imprimarea buletinului de vot pe hârtie care conține elemente de siguranță pentru evitarea falsificării, cred că și tu, Zboana, ai văzut chestia asta, nu se specifică. Întocmirea registrului al legătorilor români cu domiciliu sau reședința în străinătate care votează prin corespondență și a listelor electorale se evită votul multiplu. La prezentarea machetei buletinului de vot pot participa delegații partidelor politici, alianțe și așa mai departe. E clar că e destul de vagă toată treaba asta, adică nu se specifică. Nu, va exista un adeziv special, un autocolant special, care se lipește pe hârtia, pe hârtia cu care unde ne exprimăm votul, iar din comisie vor putea face parte cât reprezentanți din partea partidelor politice. Deci astea sunt chestiuni de siguranță care spun ei că nu pot fi falsificate. Ținând cont că dacă în comisie sunt reprezentanți de partidelor și folosi fiecare plic care ajunge la ambasadă sau la consulat este verificat, este controlat de către toți cei care sunt în comisia respectivă. Iar autocolantul respectiv îl primești în momentul în care ai făcut cererea. Ai făcut cererea după 4 zile sau 5 zile, ți se retrimite înapoi un plic în care există buletinul de vot și adeziv, autocolantul respectiv. Deci astea sunt singurele măsuri de siguranță, ca să le spun așa. Deci nimeni nu va putea trimite pe o foaie să o completeze pe un calculator sau eu știu la mână și să-și exprime votul. E o hârtie specială, un autocolant special, iar în momentul în care plicul, repet, ajunge la ambasadă sau la consulate, comisia respectivă va avea în componență reprezentanța partidelor politice sau a diferitor asociații și va controla. Ideea este că în comisii, părerea mea, ar trebui să fie cât mai multe persoane. Și din cât mai multe, nu numai doar partide politice, chiar și asociații ale românilor, eu știu, din străinătate sau din partea jurnaliștilor.